care îl sărbătorim astăzi. Acum de 20 de secunde am cântat. Ce spunea refrenul? Din umbra morții El m-a scos, o laudă Lui, El m-a salvat. Amin. Faptul că am fost iertați prin sângele Domnului Iisus vărsat la cruce are implicații adânci asupra fiecărui credincios în ceea ce privește relația cu Dumnezeu. De multe ori noi spunem, oh, suntem iertați. Dar în spatele acestei noțiuni, acestui adevăr, stă o imensitate care greu poate fi cuprinsă cu mintea noastră. Vedeți, o condiție esențială care determină calitatea relației dintre noi și Dumnezeu este felul în care Dumnezeu se raportează la trecutul nostru. Ce crede Dumnezeu despre ce am fost noi înainte? Despre ce am făcut? Despre toate mizerile și blestemățiile pe care le-am înfăptuit de-a lungul unei vieți trăite fără Dumnezeu, mai mult sau mai puțin? Diferă de la persoană la persoană. Ce se întâmplă cu ce am făcut înainte? Cum privește Dumnezeu faptele noastre din trecut și necredincioșia și răzvrătirea de care am dat dovadă? Ce ziceți? Adică, cu alte cuvinte, poate Dumnezeu uita? Vedeți? Poate Dumnezeu uita? Una dintre cele mai răspândite erori cu privire la Dumnezeu este afirmația că El uită. Dumnezeu nu poate uita din moment ce El este perfect și atotputernic. Imaginați-vă numai ce s-ar întâmpla, dacă pot spune așa, pentru Dumnezeu nu există dimineață sau seară, trăiește în eternul acum, pentru că nu curge timpul. El este în afara timpului. Dar folosind un limbaj antropomorf, ca să-l putem înțelege. Ce s-ar întâmpla dacă într-o dimineață Dumnezeu nu s-ar mai duce la lucru? Să trimită soarele, el aleargă, spune Biblia, înaintea Lui ca un viteaz. Dacă n-ar da ploaie sau zăpadă la vremea lor. Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu n-ar purta de grijă, așa cum a promis, la orfan și la văduvă? Pentru că a uitat. Că are multe pe cap. Cineva își imagina că inima noastră, după fiecare bătaie, așteaptă răspunsul lui Dumnezeu dacă să mai bată în continuare. Ma, noi credem că nu se întâmplă nimic între cele două bătăi ale inimii. Dar specialiștii, medicii ne vor spune că există o serie de evenimente, de fapt, între cele două bătăi ale inimii. Și seria de evenimente dintre, care are loc între două bătăi ale inimii se numește ciclu cardiac. Asta din punct de vedere al medicinii. Însă din punctul de vedere al dependenței noastre de Dumnezeu, după fiecare bătaie a inimii, inima are nevoie de confirmare din partea lui Dumnezeu ca să bată în continuare. Există acea pauză și inima întreabă, Doamne, să mai bat și Dumnezeu zice, mai bate încă o dată. Și numai harul lui Dumnezeu că inima noastră continuă să bată în continuare. Și așa trebuie să o vedem, ca pe un har. Slavă Domnului! Conform dicționarului, primul sens al verbului a uita înseamnă a-și pierde memoria. Deci este imposibil ca Dumnezeu să-și poată pierde memoria. Dacă Dumnezeu a uitat, acest lucru ar fi din partea Lui o dovadă de slăbiciune. Înseamnă că ce mai uită Dumnezeu, cu alte cuvinte? Ce-ar mai putea uita? Sau ce alte slăbiciuni are? Ar însemna că nu este perfect. Dar întrebarea mea este cum ar putea Dumnezeu să uite din moment ce tot El ne spune în cuvânt că va fi o zi în care va duce la judecată ce? Orice cuvânt, orice faptă, orice gând pe care care a fost făcut de om. Spune Eclesiastul 12:14. Dumnezeu va duce orice faptă la judecată.
Matei 12, 36, 37. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Sau 2 Corinteni 5 cu 10. Deci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut pe când trăia în trup. Sau Petru spune în epistola lui, dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul privegiei voastre. Deci, aceste pasaje, alături de altele, multe altele din Biblie, spulberă orice afirmație cum că Dumnezeu ar uita. S-a creat chiar când te credincioși o astfel de imagine falsă că Dumnezeu ar putea uita. Cred că din nefericirea aceasta este scornirea și interpretarea, înțelegerea omului păcătos care creează astfel premisa unei trăiri, unui mod de viață trăit într-un fel străind de voia lui Dumnezeu și neglijent față de tot ceea ce poruncește Dumnezeu. Că oricum poate Dumnezeu uită sau nu-și aduce aminte. Auzim uneori predicatori sau membri din biserici care se roagă făcând afirmația, și poate am prezvăstit-o, să nu mai facă afirmația Dumnezeu aruncă păcatele marea uitării. Asta nu este o afirmație biblică. Marea uitării, oricât o să căutați, nu veți pururea, nu veți găsi așa ceva în Biblie. Există un singur verset, și o să vi-l citesc, care vorbește despre aruncarea păcatelor în mare, dar nu în marea uitării. Este vorba despre Mica 7 cu 19 și o să vă spun un pic mai încolo cum trebuie interpretat. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiurile noastre și va arunca în fundul mării toate păcatele lor. A cui a lor? Să vedem imediat. A cui a lor? Evident, a celor care se pocăiesc. Dar nu în marea uitării, în mare dat. Doar ca să descrie distanța și nu distanță fizică. Mai degrabă, aruncarea vinovăției, a trecutului în marea uitării, este un concept filozofic și îi aparține filozofului care probabil s-a împotrivit cel mai mult prin Dumnezeu, fiul de păstor. Este vorba de Friedrich Nietzsche. Ăsta nu-i de la noi din sat. Uitați ce el a scris niște versuri care exprimă asta. Zvârle-ți povara în adâncuri, dă omule uitării totul, divină iarta de a uita. De vrei să zbori. De vrei să viețuiești în slăvi. A zvârle-ți greutatea în mare. Iată. Aruncă-te pe tine în mare. Divină iarta de a uita. O minciună. Și o să vedeți de ce. De unde am luat această iluzie a uitării că Dumnezeu poate uita. Din Biblie, uitați ce este iluzia celui rău. Psalmul 10, versetul 4, versetul 11. Cel rău zice în inima lui, nu pedepsește Domnul. El zice în inima lui, versetul 10, Dumnezeu uită. Omul rău, omul păcătos, are această mentalitate greșită că Dumnezeu uită. Și dacă ți-ai fixat în mintea ta că Dumnezeu uită, atunci poți da drumul, poți insulta pe cine vrei, poți urâ, poți bârfi, poți trăi cum vrei tu, că Dumnezeu uită. Ce minciună! Pentru că această afirmație că Dumnezeu poate uita, îi aparține sau este iluzia omului păcătos. A susține că Dumnezeu uită este o nădejde falsă, pentru că oamenii care își permit să trăiască oricum amăgiți de această iluzie, la final vor ajunge să regrete amarnic. Deci, poate uita Dumnezeu? Dumnezeu nu poate uita. Oamenii pot uita. O să vedem de ce. Dar Dumnezeu nu poate uita, pentru că El este perfect. Și acum o să fac o altă afirmație. Sigur că aceste afirmații par paradoxale, parcă se contrazic, dar este afirmație și nu e o problemă legată doar de semantică, adică de sensul cuvintelor. În al doilea rând, o afirmație biblică este că Dumnezeu nu-și aduce aminte. Am spus că nu este doar o problemă de semantică. Dacă a uita este un act de slăbiciune, faptul că Dumnezeu nu-și aduce aminte este un act de voință.
Adică Dumnezeu nu vrea să-și aducă aminte. Atunci când nu vrea să nu-și aducă aminte. Din acest motiv, El nu este uituc. Ci dacă nu vrea să-și aducă aminte, este binevoitor. La oameni, de ce apare? Ca urmarea ce apare uitarea? Ați uitat vreodată ceva? O uitare, așa să zicem, uitat. Sigur. Și de regulă ea apare ca urmare a deteriorării memoriei. Și memoria se deteriorează odată cu vârsta. V-am spus că odată m-am întâlnit cu o soră din Baia Mare, era mai în vârstă, în jurul pieței și am întrebat-o ce face. Mi-am dat seama că nu-i bine să întrebă toată lumea ce face. Unii îți răspund direct, alții. Și sora m-a primit așa descumpărită un pic, dar și rușinată. Mi-a zis, frate, vă spui drept, are legătură cu piața, dar nu știu dacă mă duc sau fi de la piață. Pur și simplu, nu a putut să-și dea seama dacă merge sau vine de la piață. Vine o vreme de felul acesta. Asta nu e vina noastră. Deci apare ca și urmarea faptului că memoria se deteriorează. Dacă vrei să uiți și nu poți, te duci la doctor și uitarea se poate face unor cu șocuri electrice, în timp ce neaducerea aminte a noastră se face prin pocăință. Întrucât este un act de voință. Adică nu vrei să-ți aduci aminte sau vrei să-ți aduci aminte. Dumnezeu nu poate uita nici lucrurile bune, nici lucrurile rele, pentru că El este perfect. Nu-și pierde memoria. În schimb, Dumnezeu își propune să nu-și aducă aminte păcatele și toate relele a cui? A celor care se pocăiesc și acceptă curățarea vieții prin ce? Prin sângele Domnului Iisus. Slavă Lui! Pentru astfel de oameni, Dumnezeu își propune să nu-și aducă aminte, să nu aducă înaintea Lui, înaintea memoriei Lui, ceea ce am făcut noi. David era conștient că pentru a avea o relație apropiată cu Domnul, are nevoie de neaducere aminte a păcatelor. El dorea să-și repare relația cu Dumnezeu ruptă în urma păcatului și el știți ce spune în Psalmul 25, versetul 7? Nu-ți aduce aminte de greșelile din tinerețea mea. Literal aici cuvântul este nu menționa nici de fără de legile mele, ci adu-ți aminte de mine după îndurarea ta pentru bunăvoința ta, Doamne. Dacă Dumnezeu ar uita în sensul pierderii memoriei, asta ar fi din partea lui slăbiciune. În fiecare dimineață și i-ar fi doctor, că nu ne este mai i-ar fi de trei ori una pe zi legitimă. Să nu uite, sau cine știe. Dacă n-ar uita pentru că este răzbunător, atunci ar fi rău. Dar pentru că Dumnezeu nu-și aduce aminte, pentru că așa vrea El să nu-și aducă aminte, încă o dată am spus, pentru cei care se pocăiesc și vin cu păcatele la crucea Domnului Iisus, acest lucru cere lauda, mulțumirea și recunoștința noastră. Amin. Amin. Dar de ce? Din ce motiv? Adică nu vrea Dumnezeu să-și aducă aminte. Știți cum e? Zic, domnule, nu putem să nu fim predin, că știi prea multe despre mine. Și atunci, nu avem cum să nu fim prieteni. La Dumnezeu, ce nu motivează pe Dumnezeu să nu-și aducă aminte în mod voit? Asta este foarte important. Nu că uită. Nu poate uita. În primul rând, Dumnezeu nu-și aduce aminte pentru El. E atât de frumos versetul din Isaia 43, versetul 25, în care aflăm motivul. De ce Dumnezeu nu-și aduce aminte? Și zice așa, Eu îți șterg fără de legile. Și știți ce zice? Și spune așa, pentru mine. Și nu voi mai aduce aminte de păcatele tale. Dumnezeu nu-și aduce aminte, ziceți încă o dată, pentru mine, pentru El, din cauza Lui. Dumnezeu face acest lucru din cauza caracterului Său.
Și de asemenea, neamintirea păcatelor este posibilă datorită lucrării Domnului Iisus, care a plătit odată pentru totdeauna prețul vinovăției noastre. Slavă Domnului! Noi trebuie să știm ca Dumnezeu să nu-și mai aducă aminte, să-i fie potolită mânia. Hristos a plătit odată pentru totdeauna. Este absurd să-i mai ceri, să mai moară, să mai suferă. Evrei 9, multe versete, dar în Evrei 9, 27 spune, omul este mântuit să moară o singură dată, după aceea vine judecata. Tot așa, și Hristos, după ce s-a dat jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele a multora. Apoi, El știe că amintirea păcatelor n-ar face decât să-i atâțe mânia împotriva noastră. Fapt care ar face imposibil o atitudine favorabilă față de noi. Eu cred că atunci, de exemplu, când acorzi iertare. De asemenea, un motiv este pentru tine. Cu toată lumea, toți cei care v-ați adus aminte de răul produs de cineva, vă dați seama că aducând mereu înaintea voastră răul acela, v-ați făcut rău, ai această stare de indispoziție, ai această de încarci, cu tot felul de lucruri care se răsfrâng apoi asupra ta. Dar din moment ce Dumnezeu ne-a iertat, Dumnezeu consideră că este drept să nu-și mai amintească relele pe care le-am înfăptuit. Pentru că tot ce am făcut, ce s-a întâmplat? Odată ce ne-am crezut în Hristos și El a murit și a înviat, ce s-a întâmplat cu acele păcate? S-au dus. Ce spune Pavel? A șters documentul cu porunci, acel zapis. Și ce a făcut cu el? L-a nimicit pe cruce. Așadar, Dumnezeu nu-și mai aduce aminte în primul rând pentru El. Dar de asemenea, Dumnezeu nu-și aduce aminte pentru noi. Ieremia, capitolul 31, acolo este vorba despre legământul pe care Dumnezeu promite că îl va face cu casa lui Israel în viitor. Atunci vorbea la viitor. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele său sau pe fratele său zicând cunoaște pe Domnul. Căci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Vedeți? De ce este legată neaducerea aminte? De iertare. De iertarea păcatului. În Evreul 12, același lucru se spune despre credincioșii nou testamentar. Le voi ierta nelegiurile și nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Evrei 10 cu 17. Și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Deci Dumnezeu a făcut o promisiune pe care nu o încalcă. El a promis că iertarea va aduce din partea lui neaducerea aminte. Deci obligatoriu, neamintirea este legată de iertare. Iertarea pe care ne-a acordat-o Dumnezeu prin Iisus Hristos n-ar fi deplină și reală dacă El, gândiți-vă, ar continua să ne aducă mereu aminte de cine am fost și ce am făcut de-a lungul vieții păcătoase. Mai ales că nu ca și aici la noi în România, că parcă apare un filmuleț, o înregistrare, ceva. Oare are Dumnezeu înregistrări? Ar putea avea cu ce am făcut noi de-a lungul vieții? Ce ziceți? Cu siguranță că nu așa selectiv. Tot ce am făcut. Dacă Dumnezeu ar vrea să te facă de rușine, când ți-ar fi lumea mai dragă? Nu altceva. Ziua de naștere sau ceva, când e ceva eveniment, sau mai mult aici. Dintr-o dată Dumnezeu să ar putea să intre pe stăcite cu să-l controleze copilul, să apară aici, aici, numai ce-am făcut eu, ce-am făcut putare sau putare. Ce-am face atunci? Dar avem, există pericolul acesta în relația cu Dumnezeu. Da sau nu? Nu! Slavă Domnului! Dar relația dintre noi, unii cu alții. Există acest pericol. Extraordinar! Cum putem avea așa un braț gros? Deci asta va fi una dintre aplicații. Adică dacă Dumnezeu nu există pericolul din partea de cum ar putea exista? A, vei zice, că nu din partea mea, din partea celor care au cu mine înregistrări sau numai la alții îți devină. Asta arată și mai mult ticăloșia noastră. Domnul să aibă milă de noi. Gândiți-vă ce implică faptul că Dumnezeu nu își aduce aminte pentru că a decis El în mod voit să nu-și amintească.
Astfel că el nu vrea să-și amintească faptul că l-a mințit. El nu vrea să-și amintească că am trăit o viață murdară. El nu vrea să-și amintească că i-am blestemat numele. El nu vrea să-și amintească că am trăit cu mândrie, cu neascultare, că am trăit mizerabil, că am strâns o mulțime de păcate, că i-am bajocorit Fiul. Dumnezeu nu vrea să-și aducă aminte de felul care s-au purtat păcătoșii cu Fiul Său la Golgota. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă într-o zi, într-o dimineață, Dumnezeu nu și-ar putea reține mânia și s-ar lăsa condus de amintirea a ceea ce am făcut Fiului la Golgota, ca și oameni. Noi n-am putea sta confortabil și onorabil înaintea lui Dumnezeu și împărtășire cu El. Dacă Domnul ar păstra toată aducerea minte a păcatelor pe care le-am înfăptuit. Dar slavă Domnului că atunci când ne-a iertat pentru El, apoi pentru noi, Dumnezeu decide să nu-și aducă aminte de trecutul nostru. Amin. Amin. Și tot aici, Dumnezeu nu-și aduce aminte, am spus, pentru El, pentru noi și pentru relația dintre noi. Eu voi fi, în Ieremia 31:33, pasajul dinainte, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. El vorbește despre o relație. Ori dacă vrei să ai o relație cu cineva, și Dumnezeu știe primul lucru acesta, implicit, asta, fără discuție, implică neaducerea aminte. Dumnezeu știe că dacă păstrează toată amintirea nelegiuirilor noastre, în acest fel nu va putea niciodată să existe între noi și El o relație intimă, o relație apropiată. O relație profundă și matură implică, frați și surori, țineți minte, implică un exercițiu de voință prin care să refuzăm să ne mai amintim ceea ce ne-au făcut alții. Păstrarea vie a greșelilor altora cu privire la viața noastră face relația imposibilă. Dumnezeu își dorește să aibă cu noi o relație de calitate. De aceea, în mod voit, repet, El nu-și mai aduce aminte de trecut. Imaginați-vă, dacă puteți, deci la imaginație mai ușor, cum ar arăta relațiile din familie. Să ne aducem aminte mereu unul altuia de greșelile trecutului. Vă puteți imagina o astfel de relație. Ar putea să fie solidă, să continue, să crească, să se dezvolte. Ce ziceți? Cum ar fi ca partenerul să își noteze tot ce am greșit și periodic să ne amintească? Să zicem, nu? 3 februarie 1985. Nu așteptat cu flori de ziua mea, sau ceva, și se zică. Am discutat atât cu un cuplu de oameni în vârstă și ei, în oameni, nu știu, l-au apucat pe el, îi tot aducea aminte nevestei de ceva ce făcuse în urmă cu vreo 40 de ani. Nu, dar de 40 de ani tu încă îți aduci aminte, aduci mereu aminte. Cum poți să menții o astfel de relație? Să ne amintim, în urmă cu 20 de ani, că n-am dus gunoiul, că m-am răstit, că am comentat la mâncare, că am ridicat tonul, că n-am fost atent, că n-am dus flori, că n-am... Mi-am amintit de cutare lucru sau de cutare lucru. N-ar mai fi posibil o astfel de relație. De aceea, când Dumnezeu ne cheamă la iertare și ne aduce de aminte, ne cheamă să o facem pentru aceleași motive pentru care a decis și El să nu-și aducă aminte. Pentru El, pentru noi și pentru relația dintre noi. Amin. Amin. Și un ultim lucru. Acum știm că în prezent Dumnezeu pentru cei care s-au pocăit și duc o viață și practică mărturisirea păcatelor, El nu le aduce aminte în mod voit. Nu le poate uita. Astea. N-ai cum să le uiți. Dumnezeu nu uită. Nici măcar o iotă nu uită. Dar când decide să nu-și aducă aminte, o face că nu vrea. Asta înseamnă că nu readuce păcatele noastre înaintea Lui, nu se gândește la ele și nu ne tratează pe noi, pe fiecare. Deci ce suntem copiii Lui. De pe această poziție de ceea ce am fost noi înainte. Noi depinde de cum selectăm noi păcatele, avem grijă. Vezi că nu a fost așa, vezi că nu a fost așa. Și dacă pocăința e adevărată, nu-i bine.
să facem lucrul acesta. Dar ce se va întâmpla în viitor? Ce va aduce viitorul în privința aducerii sau neaducerii aminte? Am aflat până acum că ne putem liniști inima înaintea Domnului, nu ca și unii față de alții, pentru că El nu-și aduce aminte în mod voit de păcatele și de trecutul nostru. Dar își va mai aduce aminte vreodată Dumnezeu de păcatele noastre? Răspunsul este că pentru cei mântuiți prin Iisus Hristos, Dumnezeu nu-și va mai aduce niciodată aminte de păcatele lor. Aleluia, slavă Domnului! Pentru cei mântuiți prin Iisus Hristos, Dumnezeu nu va mai pomeni niciodată de păcatele pe care le-am făcut. Lucrul acesta este atât de sigur, și o să vă spun niște lucruri frumoase, este atât de sigur încât Dumnezeu, știți ce promite? Să șteargă pe deplin toate urmele păcatului și să creeze un nou mediu de viață în care să nu mai existe nimic din viața de dinainte, din lumea de dinainte, din universul de dinainte, care ar putea să-i amintească cuiva de ceea ce am fost sau ce am făcut înainte. Wow! Că oricum, te dai pe brazdă, cei care au citit Mizerabili de Victor Hugo, știți că Javert îl urmărește pe Jean Valjean și el a devenit primar și mai departe, dar și-a adus el aminte. Până la urmă tot a fost recunoscut. Ca să nu fie posibil lucrul acesta cu mine și cu tine. Uitați ce scrie în Isaia 65:17. Domnul vorbește acolo. Uitați ce frumos. Ar trebui să aveți subliniat versetul. Căci iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou. Și noi spunem mereu că de ce face lucrul acesta să nu mai fie diavol, Dumnezeu l-ar putea curăți pe acesta. Dar nu numai, l-ar putea să-l curețe sau. Da. Sigur că da. Că tot fel și curăță, dar cu, nu știu la ce temperatură are de piatra, dar nu va mai fi deloc. Da? Se duce și face altul, cer nou și pământ nou. Dar nu numai pentru atât, uitați ce motiv are aici. Așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute. Și nimănui nu vor mai veni în minte. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla, zicem cineva care, nu vreau să stârnesc amintiri sau nu m-am gândit la ceva mine. Dar tu ești mântuit și ai locuit înapoi pentru veșnicie, așa mai departe. Dar tu, să zicem, ți-ai fi pierdut pe cineva drag pe o șosea. Și lucrurile ar rămâne șosea. De fapt, șoseala se rămâne, n-ai imposibil să rămâne. N-am rămâne, da? Așa. Dar ți-ai aduce aminte de locul acela. S-ar fi necat cineva. Sau... Și ți-ai aduce aminte dintr-o dată de dramele acelea. Și te-ar răni. Ori în Raiul lui Dumnezeu nu este posibil. Acolo nu există lacrimi. Și atunci Dumnezeu zice, șterg toate amintirile trecute. Șterg contextul în care s-au întâmplat acele lucruri. Fiecare, dar nu numai atât. Dar în Rai zice, facem cunoștință. Și unii zic că nu s-or cunoaște. Zicea cineva că alții zic că se vor cunoaște și soțul și soția și așa departe. M-au zis și o poveste din asta, care normal că este poveste, în care soția, că și-a văzut soțul că vine în Rai, murise prima, s-a dus repede la... l-a strigat. Tu e lucrai la... așa. Și în brațe și el, foarte rezervat, te rog frumos, am spus până când moartea ne va despărți. Atâta. Nu va fi așa. Pentru că, oh, știți cum e, că ne amintim după nume, după este un reper. Ne va duce aminte cine am fost numele. Dar Dumnezeu nu va schimba doar lucrurile. Uitați ce spune în cartea Apocalipsa. 2, versetul 17. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul? Cel ce va birui. Îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta, piatra albă era un obicei din vremea în care scrie Ioan aceste lucruri. La banchetele aristocraților, invitația la banchet era scrisă pe o tăbliță albă.
Și primeai tăblița aceea și venea și ți-o ducea și zice, pe tăblița aceea este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Vedeți, de-a lungul vieții e ca și la dalmațieni. Dalmațienii nu se nasc cu petele, apar după. Odată, la un moment dat, în viață ne apar și nouă petele și uneori ne cunoaștem unii pe alții mai din răutate, mai după numele sau renumele a ceea ce am făcut de-a lungul vieții. Și Domnul zice, nimeni nu va mai striga după tine așa. Nimeni nu-i va spune în cer lui Toma, Toma nevincinciosul. Nimeni nu-i va spune în cer lui Simon, cel care s-a lepădat de Domnul. Pentru că va primi un alt nume. Un nume care să nu-i mai aduc aminte de cine ai fost și ceea ce s-a întâmplat înainte. Pentru că așa vrea Domnul. Fiecare credincios va primi un nume care nu-i va aminti nimănui de viața trăită în păcat. Vă puteți imagina ce înseamnă acest lucru? Vă puteți da seama ce presupune că toate lucrurile vor fi uitate? Nu știu ce exemplu v-aș mai putea da. Se întâmplă uneori ca printre cei care vin la adunarea bisericii aici, să fie și oameni care săracii de-a lungul vieții lor au făcut pușcărie. S-a întâmplat să mergem, să mergem cu corul, eu să predic cu corul și în alte localități. Și de asemenea am întâlnit astfel de oameni care mai sunt, da? Care au făcut pușcărie. Dacă ai plătit, așa se spune, numai dacă ai plătit față de societate, ești liber. Ei erau liberi. Arătau mai mult sau mai puțin ca ceilalți. Și au ispășit pedeapsa. Dar la un moment dat, niște ochi ageri, ochii fratelui Cirțiu îi fixa în mulțime și zice, eu te știu pe tine. Eu pe tine te știu. Te-am păzit la facultate. Atunci omul să făstăcea, a plecat. Am văzut chiar un om care repede a venit aici în hol și-o căta repede haina și aproape că o fugit de aici. În veci nu l-a mai văzut. Vedeți? În Rai, nimeni nu o să își mai amintească cine am fost aici pe pământ și relele pe care le-am făcut. Cel mai mare criminal care s-a pocăit va fi privit asemenea unui sfânt. Nimeni nu va ști că am fost mincinos sau am fost pârfitor. Nu va ști că am furat, că am fost mândru sau că am făcut tot felul de păcate. Și toate acestea, frați și surori, numai datorită iertării de pline a lui Dumnezeu. A deciziei lui de a nu își mai aduce aminte și din cauza că va înmoi toate lucrurile. În schimb, este un dar. Pentru cei care au refuzat să se pocăiască. Pentru cei care refuză cu ostentație pocăința. Dumnezeu păstrează toată aducerea aminte a tuturor păcatelor. Mici sau mari. Făcute de aceștia și numai că păstrează aducerea aminte. Dar le va pedepsi cu iadul. Sunt multe versete. Eu vă dau două care vorbesc exact despre nepocăință și aducerea minte. Apocalipsa 16 cu 19. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți. Și cetățile neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Dumnezeu și-a adus aminte să pedepsească. Apocalipsa 18 cu 5. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până la cer. Spiritul lumesc. Lumea păcătoasă. În loc să scadă păcatele, să te pocăiești de ele, ele s-au adunat, s-au îngrămădit până la cer.
Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirea ei. Două atitudini. Datorită sângelui lui Iisus Hristos, cei care vin cu pocăință, Dumnezeu, printr-un act de voință, o decizie liberă, personală, spune, nu mai aduc aminte de aceste păcate. Gata! Sunt ispășite! Am terminat! Nu este posibilă relația între noi și Dumnezeu. Își spune Dumnezeu însuși. Nu-i pot iubi. Nu-i pot strânge în brațe dacă ne aduc mereu. Ceea ce noi ne facem și noi la rândul nostru ne putem face răutăți la un moment dat în viață. Și dar dacă noi le readucem mereu, ia încearcă. Numai, Doamne, dar numai ca un pic de exercițiu. Eu am făcut asta cu viața mea. Ca și păstor, vă dați seama atât, tot felul de dispute am. Dar dacă eu mi-aș aduce aminte de toate, l-aș aduce, eu de bolnav m-aș târâ, nici nu m-aș putea aduce. Plus că mi-a băgat niște nervi în mine, așa de, nu știu ce s-ar întâmpla. Dar nu este un exercițiu. Este un act de voință, să zici. De dragul Domnului Iisus, care mi-a iertat atât de mult. De dragul relației cu El și a relației cu frații de credință. Este un act de voință să nu-mi aduc aminte. Și acum, frați și surori, ne îndreptăm înspre aplicație. Dacă Dumnezeu nu uită, ci nu-și aduce aminte în mod voit, înseamnă că trebuie să-L copleșim cu recunoștință și laudă. Poate nici măcar nu te-ai rugat vreodată. Doamne, ce har! Știți ce zice psalmistul în psalmul 133? Dacă ai păstra, Doamne, aducerea mintea nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Ce ziceți? Dacă în aceste momente Dumnezeu s-ar lăsa mânat de aducerea minte. Ce am făcut noi? Ce s-ar întâmpla? Ar trebui să tușească în mădăneri, da? Și am fi potopiți cu toții. Pentru că Dumnezeu nu uită. Nu avem voie să ne amăgim cu gândul că va uita răul pe care l-am înfăptuit. Față de El sau față de alții. Deci este nevoie de pocăință. Pentru că Dumnezeu nu uită. Singura soluție este să ne pocăim. Abia atunci amintirea păcatelor devine imposibilă. Dacă Dumnezeu nu uită, avem obligația să fim deosebit de atenți la trăire, pentru că El ne va aminti fiecare păcat de care nu ne-am pocăit. Acela rămâne scris. Ne-l va aduce aminte El în ziua aceea. Pentru că Dumnezeu nu uită. Frați și surori, prieteni dragi, păcatele nu se rezolvă cu uitare. Așa cum spune acel rău din Psalmul 11, ci cu mărturisire. Amin. Și pocăință. Amin. Dacă Dumnezeu decide printr-un act de voință să nu își aducă aminte de trecutul nostru, știi ce? Suntem datori fiecare să procedăm la fel în relațiile noastre. Exemplul Domnului ne învață că iertarea semenilor nu este o problemă de memorie, ci de voință. Auzim deseori, nu pot uita. Nu? Nu trebuie să-i uiți pe cei care ți-au greșit. Că atunci de băgați-mă la șocuri electrice, să mai uiți. Și trebuie să nu-ți aduci aminte. Și asta nu se mai rezolvă cu șocuri. Asta se rezolvă cu voința pocăită. Zici, decid să nu mă mai gândesc la lucrurile acelea. Dacă le dă frământ, cum mi-au făcut, ce mi-au făcut? Atunci, așa, o să știu, și o să arat, și pe de la afară. Acest lucru înseamnă să ai inima și mintea Domnului. Și
și să-ți disciplinezi voința spunând: Doamne, aleg să nu mai aduc aminte. Să nu mă alimentez și să nu-mi hrănesc mintea cu amintirea ceea ce mi-au făcut alții. Aleg să nu mă aduc aminte de răul făcut, așa după cum nici tu nu-ți aduci aminte de nelegiuirile mele. Poate ai fost rănit sau rănită de prieteni, te-a rănit soțul sau soția, relația nu este posibilă dacă nu decizi. Că spui, nu mai aduc aminte. Nu pot trăi așa. Deși noi trebuie să ne iertăm pe noi înșine atunci când Dumnezeu ne iartă. Amintirea propriilor păcate trebuie menținută. Noi să nu le uităm. Noi facem invers. Uităm ce am făcut noi. Nu ne aducem aminte ce am făcut noi, dar ne aducem aminte ce au făcut alții. Aceasta este atitudine de exclog. Exact. Pentru că noi nu avem voie să lăsăm să se piardă ce am făcut noi. Trebuie să ne aducem aminte. De ce? Ca să ne servească drept exemplu să nu mai facem. Amin. Amin. Înainte de a ne apropia.